Majoritatea oamenilor deschid ușa când le-au plecat, oamenii se țin de lesa de rahat retractabilă și du-te dică. Când de fapt în pădure, cum iese un animal din burloc? Păi în patru etape. Va suna sexist departe parte de mine gândul, mai ales voi femeile. Voi aveți ceva în voi ce urlă că voi trebuie să fiți salvatoarele cuiva, că cineva trebuie să depindă de voi, că numai voi puteți, pe dracu. Așa nimeni e. nu are nevoie de nimeni. Mm -hmm. Mai ales e ce la voi în Timișoara. Al meu. Am vorbit cu a meu și cu a cu mea. Al meu. -te, dracu de da, ce valiză? <laughs> exact. Bun, și atunci mm -hmm. și cu cățelul, trebuie să înțelegem și bărbați și femei în egală măsură. Nu suntem salvatori nimănui suntem camarazi. Tu înțelegi că am avut videocall cu cineva din Iași care găteau câinele lui pentru că aveau pensiune. Da, și tipul era și șef bucătar și îi găteau câinele Mă, l-a refuzat alietele cu somon. Câinele lor, și tu de doi ani, nu mânca o mâncare de două ori. Clățelul a nevoie de acte de iubire. Iarăși mergem la străbunici. pare străbunica s-o plâns că nu-i tandu străbunicul? Că nu i-a spus te iubesc, că nu o sărbătorim <laughs> Valentine's Day, că se apropie? Nu. nu, dar când bunicul mergea în pădure și în ger aducea lemne ca să aibă foc în casă, e bunica era mai lua asta, egal mă iubesc. Iubire. Am salvat-o pe, pe Linda de undeva, de la o colonie de romii din, din Bihor, la 80 de km de Oradea. Ea este Cane Corso, metis de Cane Corso, fusese folosită, bineînțeles, monta intensivă, pui mulți vânduți și așa mai departe. Și, un moment dat, nu mai putut să rămână gestantă și, bineînțeles, că a pus-o pe OLX la vânzare. Și era o cățelușă piele și os. A fost prima scenă în care am vrut să bat pe cineva la modul real, pentru că a venit acest cetățean, că nu om, cu o funie, era legată Linda, cu o mână mi-a întins funia, cu cealaltă o lua banii și o plecat. Și Linda, deși era piele și și avea urechile roase și avea pielea distrusă în jurul gâtului de la lanț, era disperată să meargă înapoi cu el, știi? Și mi-am seama că noi oamenii nu merităm câinii. Bine ai venit Petre, Petre Mulțuim. Roman, cum zic eu. Mulțam-mi invitat. Încă o dată, deși la tine n-ai cum să nu ții minte numele, pentru că e izbitor cu un alt nume. Tot cu Petre Roman. Renumit, da, cu Petre Roman. Bine ai venit Petre la noi în studio. v-am găsit. Mulțumesc că m-ați chemat. Și uh, am, am chiar așa nerăbdarea să stau de vorbă cu tine, am atâtea întrebări de pus. Ai venit tocmai de la Oradea mm. și îți mulțumesc încă o dată pentru asta. Petre, de ce ai ales uh, angel's spouse, angel's sweet spouse, Angel's cu cu lăbuțe, lăbuțe s-ar traduce în română, uh, pentru că asta asta cred eu și cu Dana, asta credem noi despre, despre căței, că sunt îngeri, pentru că sunt mereu buni, sunt mereu puri, gradul lor de altruism efectiv nu poate fi înțeles de către noi oamenii. Adică nu putem concepe cât de altruiști, cât de devotați și cât de puternic este spiritul de sacrificiu. Și cred că cea mai bună analogie ar fi cu militarii, cu profesioniști militari. La fel ca în toate domeniile, unii sunt, unii nu sunt. Da numai cu numele, dar sunt foarte puțini oameni astăzi din ce am văzut în societate, care în ideea de a merge la război pentru a-și proteja familia și așa mai departe ar fi poate mai mult adepții cântecului ăsta nou al lui Puia, cu să meargă copiii de politicieni. Eu sunt din ea stricați. Adică dacă spui trebuie să mergem, am plecat primul. Uh, și așa și cățelul. Cățelul în mintea lui, în sufletul lui, nu contează el. Contează doar haita, contează doar familia, contează binele general. Spiritul lui de sacrificiu e extraordinar. N-are -are pic de egoism. Și atunci, de acolo, când le, le înțelegem pe toate astea, e natural să vină termenul de înger, și îngeri cu lăbuțe pentru că au lăbuțe. Și numai căței sau și pisici? Avem și o pisici, dar cumva noi n-am văzut pisicile, deși ele sunt și pe logo-ul nostru, avem doar o pisici, Uh, nu am vrut să dăm spre adopție, pentru că Dana sunt drăgostit de toate. Înainte să salvez eu primul, primul pisoi micuț, Dana era cu totul împotriva pisicilor, pentru că în experiența ei anterioară, toate pisicile pe care le a întâlnit la, la prieteni, la, la, rude, erau posedate, cum zice ea, și atunci a zis, bă, nu vreau pisici. Și ca întotdeauna, eu am fost căpos, am trecut peste ceea ce a spus ea, că eram sigur că se va convinge de opus, și m-am dus primul pisoi și sunt drăgostit și apoi încă unul, am salvat și apoi încă unul, și apoi încă unul, și apoi încă unul. Și acum avem 8 și să sunt foarte, foarte aparte, adică la noi toate opisicile iubesc să fie mânghiate pe burtă, la noi toate o pisicile, dacă văd că ne ducem spre canapea, aleargă așa o turmă întreagă, sar pe canapea, meau, mea mea meau, poate, poate ne punem pe canapea. Și asta dintr-un singur motiv, pentru că muncim foarte mult și avem foarte puțin timp în care putem să stăm pe canapea și avem foarte puțin timp în care stăm în casă și atunci pisicile, de fapt, am ajuns cu ele să, să întoarcem raportul de cerere-ofertă. Da? Întotdeauna lumea va spune, vai, pisicile nu vor să fie iubite, ne ignoră, fug de noi și le-am spus câteva doamne care m-au întrebat cum să schimbe asta în relație cu, cu pisica lor, ignoră tu mai mult decât ignoră ea. Adică în momentul în care ceea ce ofer eu ca timp disponibilitate, cei trei de a atingere, atenție, afecțiune, îs mai mici decât ceea ce are nevoie, pisica, cățelul, iubitul, copilul, ghișce, întoarcem balanța de cerere ofertă și vom fi căutați și vom fi apreciați. Dar asta înseamnă că trebuie să ne găsim o tărie interioară în care spunem, ok, nici dacă crăp, nu voi arăta că în momentul ăsta sunt disperat să te mângâi, să te pup, să te îmbrățișezi, știi? Și atunci ale noastre sunt oarecum pisici câini și ne ajută foarte mult pentru că de fiecare dată când lucrăm cu căței, de fiecare dată când salvăm câte un cățel nou sau de fiecare dată când uh, pregătim sau accentuăm pregătirea unui cățel care urmează să fie adoptat, avem circuitul ăsta în care vine și dă cățelul câteva zile cu noi în casă împreună cu pisicile, ele sunt foarte relaxate, știu foarte bine cum se comporte cu câinii și cel mai mare atu al lor este că atunci când salvăm un cățel și este profund să zicem reticent, traumatizat, mai ales vis-a-vis de oameni, mă duc cu el în casă și îl las în pace și doar mă joc cu pisicile, doar le mângâi, vin toate să ceară atenție, afecțiune, atingere și atunci, într-o jumătate de oră, o oră maxim, la cele mai grave cazuri, o durată o oră, până când cățelul, de fapt, văzând cum mă tratează pisicile, cum le tratez eu pe ele, cum mă percep ele pe mine, se deschide, se, se dezgheață, să zic așa. Practic și noi oamenii suntem tot mai muțe epilate, cum zic eu, suntem tot animale și animalele sunt ca noi. Și când înțelegem că, da, tu vrei să-ți cumperi o cană, dar dacă mai au șase prietene de letale, tale, o vei cumpăra și tu. Dacă ele spun nu, nu-mi place, e de 2 lei. de turmă, de fapt. Exact. E vorba de validare socială. Exact. Uite, de aceea întotdeauna râd, râd cu, cu prietenii mei când ești singur ca bărbat și încerci să, nu știu, să -i atragi atenția unei domnișoare, cam eșuezi. Cum ești într-o relație, cum parcă toate domnișoarele s-au tras de tine. E doar validare socială, că voi, fetele, spuneți așa. Dacă e destul de bun pentru ea, înseamnă că e destul de bun și pentru mine, dar dacă nu a fost pentru niciuna, pe niciunul nu vreau, știi. Și atunci, validarea socială e și la noi, dar și la câini și la pisici, la toate ființele din lumea asta. Și ne ajută pisicile foarte mult să facem lucrul ăsta, la fel cum toți ceilalți câini din haită ne ajută de fiecare dată să dezghețăm că ți ai traumatizați și să, să le vorbească ei în limbajul lor, pe limba lor, prin feromoni, da? să le spună că uh, nu e în pericol, să le spună că vor fi uh, cum să spun, în, ca au ajuns într-o lume bună. Și cel mai bun exemplu e Linda, prima cățelușă pe care am salvat-o. Uh, pentru că noi când ne-am mutat, uh, tor era, era cu mine, Dana, soția mea, l-avea pe Charlie, un Samoyed Dumnezeu să care între timp s-a dus într-o lume mai bună și am salvat-o pe, pe Linda de undeva de la o colonie de uh, romi din, din Bihor, la 80 km de Oradea, ea este cane corso, metis de cane corso, fusese folosită, bineînțeles, monte intensivă, pui mulți vânduți și așa mai departe. Și la un moment dat nu a mai putut să rămână gestantă și bineînțeles că pus o pus-o pe OLX la vânzare. Și am văzut acest anunț postat mai departe pe Facebook, pe Facebook unde foarte multe comentarii, este de comentarii cu înjurături, cu blesteme, cu așa mai departe, dar nimeni nu, nu acționa, știi? O, probabil că formarea mea de militar e, bă, acționăm? Da sau ba? Dacă nu acționăm, atunci exact. nu mai ne tot dăm cu fundul de pământ. Și asta ne hai să mergem noi, am mers și am luat-o. Și era o cățelușă piele și os. A fost prima scenă în care am vrut să bat pe cineva la modul real, pentru că a venit acest cetățean, că nu-i om, cu o funie, era legată Linda, cu o mână mi-a întins funia, cu cealaltă o lua banii și o plecată. Și Linda, deși era piele și os și avea urechile roase și avea pielea distrusă în jurul gâtului de la lanț, era disperată să meargă înapoi cu el, știi? Și mi-am dat seama că noi oamenii nu merităm câinii. Am luat-o foarte încet și eram foarte stresat și eu, fiind primul cățel pe care îl salvam și fiind un cățel de talie mare și nu ce traume are în spate efectiv a fost nevoie să deschidem ambele portiere la mașină, am aruncat acea funie prin mașină, Dana trăgea din capăt un depărtat și eu încercam să o împing foarte ușor de fund să urce, până la urmă urcat, dar au rămas pe banchetă, imaginează un cățel care stă pe bancheta din spate, patru picioare, în toate patru picioarele țapă în statuie. Așa am ajuns la Oradea, la 1 noapte am mers la cabinetul veterinar, eu făcut toate verificările, așa am luat-o pe sus, așa am pus-o pe masă, eu băgat termometru, eu făcut tot ce trebuie la o verificare țeapănă, până de tot cățelușa și când am ajuns la noi acasă, am rugat-o pe Dana să meargă în față, să ia câinii tor și pe Charlie să ia, să meargă cu ei în lesă pe, pe, pe terasa casei, un pic mai în spate, că din nou, ne ce probleme avea Linda, să nu riscăm vreun accident și vreo, vreo încăierare. Și am legat-o pe Linda, ei au plecat în dreapta, să spun, și undeva la 30 de metri de ei, am plecat-o pe Linda, era un țarc, când am cumpărat casa acolo și ne-am mutat, era un țarc pe care îl făcuse fostul proprietar pentru doi câini de pază de-ai lui, știi? și am legat acolo și eu să mă duc să aprind proiectorul să vedem după aia ce lucrăm. De la ea până la proiector și înapoi 15 secunde cred că au trecut, din nou, două ceasuri jumate cât o durat operațiunea de salvare și veterinar, că țelușa era țapănă, după aceste 15 secunde când m-am întors spre ea, sărea ca o girafă, ca o capră, dădea din buci, care și coada tăiată, bineînțeles că așa i-au tăiat -o oamenii, de parcă mă cunoștea de viață. Și am stat cu Dana și am analizat toate posibilele forme sau cauze care au schimbat atât de puternic comportamentul în 15 secunde și singura explicație Grau pe care ei, după ce am deschis tor și cu Charlie. Exact. După ce am descoperit-o în cărți în care uh -huh. am înțeles ce înseamnă biochimia corpului, care e să zicem, nivelul de magie al nasului cățelului și practic în astea 15 secunde, prin modul lor de comunicare, Tor și cu Charlie au confirmat relaxează-te, totul va fi ok și s-a deschis și atunci noi ne-am îndrăgostit de Linda. Linda a devenit ulterior mentor, ea este profesora noastră de spațiu personal. Ea este foarte bună în a explica câinilor noi veniți, câinilor tineri, ce înseamnă respectul spațiului personal. Și de aceea, practic, eu tot ce fac și în workshop-uri, tot ce fac în consultanțile, consultațiile, consultațiile unul la unul, fie în persoană, oamenii care vin în Oradea sau locuiesc în Oradea, sau când fac ședințe private la domiciliu prin orașele prin care mă duc, sau în videocoluri, tot ce le spun să schimbe în viața lor și să aplice începând de astăzi, nu e altceva decât lecții luate de la câini, lecții observate în comportamentul și interacțiunea lor, pentru că avem 50, adică noi avem norocul să avem un eșantion de studiu extrem de mare și de variat, pentru că de la, nu știu, cățel de 2 kg la cățel de 80 de kg ursu, și lecțiile luate de la ei, validate după aceea în cărți, de, de oameni foarte, foarte specializați, cum ar fi Ada Miclo și Victoria Stilul și așa mai departe. Ori găsesc în cărți și fug repede, și mă uit la haită, și zic, bă, se aplică ce zice? Ori găsesc în haită ceva, îmi pun întrebări, mă duc și fac research, 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 și când găsesc explicația, vin și spun oamenilor, uite, asta se întâmplă, asta trebuie să aducem noi în viața câinului printr-un anumit comportament sau regulă, sau așa mai departe, știi? Și Linda, să-ți zicem dragostea de ea, așa a apărut. Mai, așa a apărut nu mai știu. Deci nu mai știu. Fapt, Aici am pierdut voi primii cu, patru. Uh, cine a început prima cu dată? Linda. Cu Linda. Tor e, Tor e cumpărat de mine de la un popă samsar din Oradea, că atât am știut la vremea aia. Tor a fost cumpărat de mine pentru că înainte să mă întorc în țară, eu eram în Afganistan, uh, într-una din misiuni și a fost una foarte... Dificilă? Foarte dificilă. Uh, și am venit cu o formă de PTSD și în Afganistan am început studiul despre ce înseamnă câinii. Pentru că vreau un câine, mă gândeam că am nevoie de un câine. Terapia e... lui? Avea nevoie da, de terapia oarecum, lui? Oarecum, deși la momentul ăla nu știam eu foarte mult ce înseamnă terapia prin câine, dar să spun drept, trecusem prin multe relații cu fete diferite ca tipologic, eu eram cumva în ideea de bă, ce mi se potrivește, și eram convins că nu mă voi insura, că nu sunt făcut eu pentru, pentru căsătorie, pentru familie și așa mai departe. Și am zis, ok, atunci restructurăm planul de viață cățel, facem drumeții pe munte în continuare, ne vedem de viață, nu toată lumea trebuie să fie, știi, cu picket white fence, cu, gard, cu gardulețul alb. Și l-am găsit pe Tor pentru că o matrice făcută de mine în Excel mi-a dat rezultatul boxe, dar atenție, adică eu nu am cumpărat un câine de o anumită rasă pentru că a avut cineva din neam sau am văzut un film, cum fac majoritatea oamenilor și n-au habar la ce se înhamă ci am făcut o matrice în care am avut 30 de caracteristici de la lungimea părului cum se înțelege cu alți câini, cu pisicile, cu copiii, cu așa mai departe, speranța de viață inclusiv partea asta de factor de reprezentare pentru mine însemnând factor de reprezentare eu pot ieși cu câinele ăsta pe stradă în lesă, ce mesaj transmit societății, Da, cum fac tinerii cu break-ul nu ne cumpărăm break când avem 20 de ani că nu vrem să fim bojoroși și am dat note, după șase luni de studiu, am dat note pe aceste 30 de, de, caracteristici, note de la 1 la 5, conform informațiilor studiate, și apoi am lăsat să calculeze, era de fapt o medie ponderată, se numește în matematică, adică să fie prieten cu alți câini, contează 10%, aia, să aibă părul lung versus scurt, 2%, că nu crăpăm dacă trebuie să măturăm mai des, să zicem, știi? Și rezultatul, când am ales între Malinois, Ciobănesc German, Labrador, Pug, Mopsul, pentru că îl văzusem, uite, era singura rasă de care am atras din cauza filmelor, Mopsu <gri> din Men in Black, și Boxer, și efectiv, matematica mi-a spus că e Boxer. Victor nu-i Boxer, tor e metis de Boxer cu Mastiv, cu Dumnezeu, știi ce mai e pe acolo prin spatele lui, pentru că Popa Samsar, nu știam la vremea aia, de-aia urăsc, mama era sub orice formă, avea și ceri avea și probleme cu vulva, avea și probleme cu un lanț mamar, era, era în tumoră, și mai avea două femele de bișon și un mascul de bișon care arătau, cum să spun, imaginează-ți un mop după ce ai spălat o, nu știu, Palatul Culturii, știi? Cu un singur mop. Dar nu, na, la vremea aia nu știam ce înseamnă samsari, ca ni se așa mai departe. De deci ce eu acum când spun băi, nu mai mergeți la samsari, că vă luați câini becheagi, băi, câini bolnavi. Probleme, da. Nu numai medical. Probleme aici, a săracii, dar încă mai suntem departe de, de nivelul ăla. Și a venit tor, dar și acelui samsari i-am dat 100 de euro sau 200 de euro în plus să-l mai țină o lună pentru că nu mă simțeam încă pregătit în ce sens. Știam că trebuie să vin acasă, să mă pun pe burtă, să mă tărăs prin toată casa ca să văd lumea din punctul de vedere al cățelului, ca să-mi dau seama dacă este ceva ce poate constitui un pericol pentru el sau poate e ceva, nu știu, o pereche de pantof-prada. Deci, e clar că nu am așa ceva, dacă nu, nu-mi permit. Dar vreau să văd ce trebuie să ascund, ce trebuie să bag în dulap, ce trebuie să ridic mai sus. Deci, Atunci, așa a... să înțeleg că așa trebuie da. să facă oricine se gândește să-și un, să da. un cățel. Deci, trebuie să ajungă da. și să. Să înceapă să vadă lumea din punctul lui din, de vedere. Exact, din, cu ochii acelui da, cățel. La nivelul lui. Uh -huh. Asta e prima etapă. Prima. Etapa doi este să îți înțelegi cartierul și ce am făcut eu, acum au fost... Uh, Aducerea Tor în viața mea eu am văzut-o efectiv ca intrarea unor colegi eu de Eu cred că în el te ales pe tine. Nu. Nu? nu? Des, tu l-ai o chestie foarte da. romantică, o să ajungem și la ea, da? Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să te plimbi în cartierul tău până-ți mm -hmm. cunoști cartierul pe de rost. Și eu am făcut chestia asta de trei ori pe zi, dimineața, după masa și seara și mă duceam pe unde mergeau oamenii cu câini și efectiv vreau să învăț care este tiparul, să spunem, al cartierului. Uh -huh. Și atunci la mine în casă, pe frigider, înainte să ajungă tor, îmi scosese la imprimantă de pe Google Maps harta cartierului și efectiv hașurasem cu roșu, aici nu trebuie să calcu cățelul, aici câteodată roșu, uh -huh. verde, albastru, într-un cod de culori. Și atunci când eu l-am adus pe tor, eu știam deja unde mă duc ca să fiu în siguranță. Eu nici acum, dacă mă duc undeva în țară, da, și avem o ședință la domiciliu, eu le iau pe tor cu mine și de cele mai multe ori îl folosesc, că mă ajută enorm. Dar niciodată tor nu intră în curte, nu coboară din mașină și nu vine cu mine în curte sau în apartament dacă nu m-am dus eu. Adică, el rămâne în mașină, mă duc eu sau 15 minute, înțeleg curte, înțeleg câinele, înțeleg oamenii uh -huh. și apoi, dacă simt că e posibil, îl aduc și pe tor. Dacă nu, te, nu se simte în siguranță sau nu va fi în siguranță, nu-l duci. Nu vorbim de siguranță neapărat că prostul nu nu să nu niciodată nimic, dacă e ca mine, nu-i tânculeti. Dar e vorba de de loialitatea mea pentru el. Uh -huh. Adică eu apreciez cât de mult m-a ajutat în viața mea și înțeleg că AVP fără torn n-ar fi existat în vecii vecilor și atunci și eu trebuie să-mi fac responsabilitatea de a-i face, să spunem, în termeni militari, recunoașterea. Uh -huh. Adică eu nu spun Valentina, du-te acolo. Eu uh -huh. ok, de ce mă așteaptă acolo? Nu știu, vești tu? Uh -huh. Da, stilul românesc, stilul comunesc, du-te și te descurci. Nu. Și atunci mă pun jos, mă pun jos pe, pe podea în apartamentul meu să văd ce urmează pentru cățel mă duc și mă prin prin cartier da, deci să deci și apoi încep să fac câte un kilometru, doi în fiecare dimineață după masa și seara, 30 de zile, ca să-mi fac eu obiceiul, ritualul de a merge dimineața. Eu mor când vorbesc cu tineri de 20 de ani și îmi spun, a, apoi ne trezim la 11 și toate cățelul. Păi, mă! Chiar deci la, trezești ce oră te, te trezești? la, 6. la ce oră te trezești? Acum, acum de când mi-am dat demisia din armată, am luxul de a mă trezi la 6. Și înainte? Înainte, înainte de ăștia doi ani, când vară se vor împlini doi ani de când am trecut în rezervă și înainte, ceilalți patru ani, la ora 4 dimineața și ne culcam la 12. Da. Da, pentru că noi trebuia să ne trezim, să facem tot ce înseamnă câinii și apoi să plecăm la muncă și apoi să ne întoarcem de la muncă și apoi să facem tot ce înseamnă câinii și apoi eventual să spălăm două vase uh -huh. și să mâncăm ceva. Sau era, a, fost, a fost haos toată viața noastră timp de ăștia patru ani și așa am ajuns la concluzia că e musai ca unul dintre noi să rămână acasă. Pentru că ne-am dat seama că ajunsesem la. atunci cred că aveam când mi-am -am dat demisia, cred că 40 de câini uh, salvați și ne-am dat seama că nu mai putem, pentru că efectiv corpurile noastre începuseră să, uh -huh. să cedeze. Și uh, Dana a zis ok, poate ar trebui să rămâi tu, da, cariera de militar, de ofițer, de tot ce înseamnă lucrul ăsta, și ea să rămână acasă. Doar că eu am gândit o altfel și am zis ok, nu contează cariera neapărat și banii, pentru că eu deja începusem să fac coaching foarte mult, începusem să am videocolo, începusem să am niște tentative de workshopuri și au fost niște scene foarte faine, familii care erau pe cale de, de divorț din cauza tensiunilor și lucrând cu ei, doar ai văzut, n-am venit să spun trage de în stânga și în dreapta, de și da? Relația cu ele se face prin psihologia umană și atunci experiența mea dinainte mă ajută să, să ajung la inima și la creierul omului, și când vin familii, spun, bă, înainte să ne întâlnim pe tine, să facem ședințele, noi era să divorțăm, dar acum ne-am dat seama că altfel e viața și altfel e relația. Sau, nu știu, o familie care avea o fetiță de 13 ani cu două sau trei tentative de suicid și au luat un cățel pentru că a spus psihoterapeutul, luați un cățel să o ajute, dar oamenii nu știau ce înseamnă cățele de terapie, nici nici terapeutul, bineînțeles. Și au luat un Pui de labrador, de pe Olex, care nu i labrador, e o cățelușă fantastică, blondă, dar n are nicio treabă cu labradorul, care a agravat starea fetei și au ajuns la mine pentru că m-au găsit pe internet și am lucrat cu ei și la o lună după ce s-a terminat procesul, fata mergea la sală, nu mai avea nevoie de pastile, avea anturaj uh -huh. și așa mai departe. Și cățelul? Cățelul, bineînțeles, că începuse să intre, a început deci să se Deci găsiseră acel echilibru și Noi am restructurat. Acolo a fost de un caz bine. mai departe acolo, acolo a fost nevoie să să vină, să spunem, cățelul la noi pentru o perioadă de timp, astfel uh -huh. încât să restructurăm tot și uh -huh. să-l transformăm. Noi aveți, acolo a fost o muncă cumva după ureche. Nu aveam nici acum, nu am studii specializate la un centru de terapie cu câinii, uh -huh. doar că am luat cunoștințele din psihologie și mi-am făcut eu un plan de lucru și am zis că am asta ar trebui să îndeplinească cățelul, cam asta să poată citi, cam asta sunt timpii de reacție, cam asta este distanța sau limitele de spațiu personal pe care trebuie să le rupă sau să le forțeze sau să le respecte. Și a ieșit fain. Dar a ieșit fain cu costul un, unor prieteni foarte buni care au venit la noi în vizită și soția lui era nebunită de papiu ăsta mic și blond și am spus las-o în pace, nu te uita la ea, pentru că învățase în cățelușa când te uiți la ea în ochii să vină la tine și dacă nu te mai uiți să plece. Uh -huh. Pentru că asta înseamnă unul din, din criteriile unei terapie, să înțeleagă din limbaj non-verbal și din chestii foarte subtile, cum ar fi contact vizual sau nu contact vizual, dacă vrei contactul sau nu vrei contactul, dacă vrei compania sau vrei spațiu, știi? Uh -huh. Și ce făcusem eu cățeluș la timp de trei luni era foarte intens, pentru că și mi se rupea sufletul la fiecare pas. Și a putea că strica totul. Și strica, știi, și se uita la ea. Și când m-am enervat, am zis, Nu! <gâng> fata era lângă mine, cățelușa era sumasă, o sări și fata un metru, s-o pus și cățelușa pe burtă și am zis taci lasă cățelușa în pace, m-am enervat foarte mult pentru că am pus foarte mult suflet în proiectul ăla înțelegând că acea cățelușă e mai mult decât un câine, uh -huh. acea cățelușă de fapt este tot pentru o anumită adolescentă și multe, fetițe cu sindrom, am avut ocazia anul trecut să lucrăm cu o familie care are o fetiță un îngeraș extraordinar care e singurul pacient din lume care suferă de fapt de o boală foarte aparte, o combinație de autism și sindrom down și în aceeași ecuație au luat o cățelușă de Labrador, de data asta chiar era Labrador și n-au știut cum se comporte cu ea și n-au știut cum să încurajeze și cum să, să stabilească limitele de contact și sunt foarte mândru pentru că atunci când m sunat mama și mama și tatăl sunt doi oameni extraordinari, tatăl este campion, campion mondial la junior la judo și nu au mai putut să meargă la campionatele de seniori pentru că s-au ținut în Argentina și părinții nu au avut bani, uh -huh. apropo de, de, societatea asta românească. Uh, și atunci a fost nevoiți să emigreze în Germania, să-ți facă șofer pe microbus de livrări ca să poată să susțină viața și apoi s-au surat și au avut fetița asta fantastică și sunt niște oameni extraordinari și ei când m-au sunat uh, anul trecut au uh, fost așa foarte, foarte sceptici, foarte recenți domnul Roman, cât ar costa să facem lucrul ăsta nu știm dacă ne permitem să, să plătim Se lucrul. gândeau că financiar da. nu vor și putea suporta. Eu post. am chestia asta, am slăbiciunea asta. Și astăzi am vorbit cu cineva din Vâlcea și cred că atunci când mă duc la București o să mă opresc în Vâlcea pentru că e o fată care are un câine și mi-a spus că e trage în lesă și ea are un handicap de mobilitate și merge cu un premergător din ăsta cu roți. Eu când văd chestii din astea, oameni care își doresc să facă bine pentru câinile lor, mai gata, nu mă mai interesează nimic, nu da, mai. nu știi? Toate se rezumă la bani, exact. Și cel mai fain a fost că mă gândeam, vorbeam cu un prieten bun din Oradea și vorbeam cu, cu el și ziceam, bă, ok, eu fac asta, nu, nu o să le cer bani, nu am nicio problemă, dar ideea e că aș vrea să găsesc pe cineva care să-l ofere și cazare și aș vrea să fac un video pe tema asta, dar mă gândesc că dacă fac un video pe tema asta, zic, dragilor, eu o să fac asta, nu cumva lumea o să interpreteze că mă laud, că așa mai departe. Și a fost foarte fain că el a sunat un alt prieten care avea un apartament în Oradea, dar nu mai locuia și în două zile s-au aliniat toate planetele Fate, și universul da. a fost fantastic și a sunat pe oameni și a zis, Bă, veniți atunci, puteți veni, uite, avem cazare, avem mai, avem mai. Și într-o săptămână, bineînțeles că de lucru în fiecare zi cu ei constant și mult, s-a schimbat cățelul, s-a schimbat tot nu-i bine cum stă microfonul? E foarte bine cum stă microfonul. Aha. Genunchiul nu-i bine? Stai relaxat, jos? plovește okay. masa, Hai, bă, eu fă eu ce vrei, relaxează-te. nu sunt foarte diplomată, adică nu sunt foarte nu la oraș. Pentru că nu ai mai fost la podcasturi, eu sper să ajungi și la Cătălin Oprișan, așa cum îți dorești Am vedea, tu. Da, la vreau să Doamne știu. Doamne ajută, da. eu vreau să mă duc la Corina Băcanu, să vorbesc cu ea, îmi place norfata fata aia, uh -huh. dar și Oprișan e... Nu mi, mi place că e ca mine, nu mai tace, știi? Așa, și Doamne ajută să ajungi acolo la el. Dar nu contează. Hai să vor povesti mai departe. Spune, dacă tot am ajuns la fazele astea premergătoare uh, adopției unui cățel. Cățel pisici. Adopție sau achiziție, că diferite. Da, una e adopție, una e achiziție dreptate. Care e diferența între adopție și achiziție, dacă tot ai... Uh, Când achiziționezi un cățel, sunt niște pași foarte simpli, cum am zis. Te uiți în apartament, te uiți în cartier, îți faci tu antrenamentul tău să ai niște reflexii de a pleca la plimbare, de a face de drege. Și îl iei la Ideal ar fi la 12 săptămâni, samsarii să și încep să-i împingă la 4 săptămâni mai nou, ceea ce e o durere. Uh -huh. Dar... E prea repede, oh, da, mult prea repede. despărțirea da, de mamă? Da. Are nevoie un cățel de minim 8 săptămâni. Uh -huh. E Aici vorbim de neurobiologie, adică ritmul de dezvoltare a neuronilor și a creierașului și de impactul mamei și a feromonilor ei și a comportamentului în creierașul cățelului. Și creierașul mai departe, toată viața îmi dă comportamentul. Deci minim 8 săptămâni, ideal 12. Deci poate să-l adopte, dar să-l lase la mama, adică să aibă să răbdare, să-l să să da. cumpere și... Dar aici vine Samsaru și chiar și... Că vrea că... să scape cât scape, mai repede pentru că, că... pentru că el și exact. muncă multă. Și o să mai spun un secret despre Samsari. ghiște ce se întâmplă când pleacă toți puii din cuib. Cățelușa primește două injecții cu estrogen care îi dă peste cap sistemul hormonal și în două săptămâni iarăși iar, iar, intră în căldură, deși n-ar trebui să mult. intre un an. Ce... o exploatează. Oh, da, da, da. O, exploatează. Da? Și îți dai seama că dintr-o asemenea cățelușă, crescut într-un asemenea mediu, tratat în asemenea hal, și dacă nu mă trebuie să cauți pe Google poze de papi să se numesc în engleză, să vezi ce înseamnă un cățel care stă toată viața lui într-o cușcă suspendată. Astfel încât atunci când face treaba mare și treaba mică, să nu mai ai ce să cureți, să meargă direct pe sol sau într-o tavă. Sunt multe povești horror E de aia când lumea îmi spune, băi, dar tu cam cerți lumea videoclipuri. Dar foarte bine faci. Pentru ce că artă am văzut atâtea în spate, exact. încât nu mai am răbdare să periez. Exact. Știi? Și, da, și nici n-ai de ce. Da, adică, da. de ce? Iar când vorbim de adopție, aici ai niște lucruri foarte foarte simple, iarăși. Toată lumea vrea să adopte puiuți, Uh -huh. Dar nimeni nu ține cont că cei puiuți vin de fapt cu o memorie genetică un pic problematică. Problematica înseamnă, de obicei, când adoptăm puiuți salvați de pe stradă, rezultați din câini mai danezi, o să aibă în memoria genetică niște mesaje. Unu: omul este predominant rău. De ce? Pentru că tot neamul lor, de 70 de generații încoace trăit pe străzile Timișoarei, au fost abuzați de către oameni, da? Iar aici, iar merge mai departe, de obicei vor avea niște reticențe față de bărbați, că femeile nu prea lovesc câinii pe stradă degeaba. Bărbații, cam da. Bun? Deci avem deja niște scurt circuite în creierașul lor. Apoi avem reactivitatea, pentru că ei vin iarăși la memoria genetică cu un pachet de fight or flight, de luptă, fugă, foarte puternic activat, pentru că viața pe stradă înseamnă supraviețuire, da? adică Siria, Afganistan, Ucraina, ca să facem niște analogii umane, adică trebuie să supraviețuiesc și ghiți ce înseamnă supraviețuire Nu mai am nevoie de iubire și n-am timp de iubire, și atunci oamenii adoptă și vin cu boala asta psihică de salvator. Eu l-am adoptat, săracul, și are traume. Și dacă are traume, să să nu facem nimic, să... Nu, nu, nu. Și atunci cățelul zice, a, ok. Deci tu nu ești capabilă nici măcar să ai tu un plan, să ai tu inițiativă, să stai tu drept. Uh -huh. Eu sunt în fight or flight, eu sunt în stres continuu și mă ești și lângă tine, care ești o piatră de moară pentru mine. În loc să fii aliat și să fii luptător pentru haita noastră, tu ești o piatră de moară, lasă toți suntem mai ca Tereza, știi? Și asta e o chestie mai ales, va suna sexist de parte de mine gândul, mai ales voi femeile. Voi aveți ceva în voi ce urlă că voi trebuie să fiți salvatoarele cuiva, că cineva trebuie să depindă de voi, că numai voi puteți, pe dracu. Așa nimeni nu are nevoie de nimeni. Da, clar. Dacă eu vin cu tor aici și vreau să rămână cu voi, l-am lăsat și am plecat. Urăsc termenul de proprietar, de stăpân. Urăsc inclusiv în cupluri. Ai văzut cum vorbesc despre Dana? Spun da, Dana, și dacă da? Dacă nu zici, zici, e nevoie de explicații, ta. poate da, o să dau. Exact. Pentru că e ființă, mm -hmm. de sine e stătătoare, întoare. Mm -hmm. mai ales e ce la voi în Timișoara. Am a meu. vorbit cu a mea și cu a mea. Cu al tu, meu. exact. Bun, și atunci, mm -hmm. și cu cățelul. trebuie să înțelegem și bărbați și femei în egală măsură. Nu suntem salvatorii noi, suntem camarazi. Mm -hmm. Camarad e cu totul altceva. Mergem în dex și căutăm camarad. Camaradul nu este valet, camaradul nu este majordom. Mi-am spus unor tineri din București, bă, terminați cu prostiile astea de politică, le corect și de rușine. Păi nu, cum o să o să-i spun omului pe stradă să nu mângâie câinile? Simplu, trebuie. Nu! Păi nu-i frumos. Bă, tu ești gardianul câinilor. De ce să nu-l mângâie pe stradă? Pentru că în momentul în care intră în spațiu personal, orice cățel vede în lume un potențial inamic. Eu nu pot convinge cățelul că nimeni nu-i face rău pe stradă, că el în creierașul nu trăiește cu tine în Timișoara, pe bulevard. El are doar 14.000 de ani de evoluție. El trăiește în pădure. Noi, oamenii, mai mulți epilate, avem 4 milioane de ani. Poți să vizualizezi 4 milioane versus 14.000? Eu am încercat să fac din la pie chart și nu vreau excel o să fac acolo. de dracu, că nu fac. Și noi în 4 milioane, când ne tai ăla cu BMW-ul calea în trafic, glandele noastre suprarenale bagă tot adrenalină și cortizol ca și cum ar veni saber ul da? Uh -huh. Deci corpul nostru în 4 milioane de ani nu reușește să se debaraseze de niște reflexe da pe ea lui în 14.000, clar că nu a putut. Și atunci când iese cu tine din apartament pe stradă, el nu ieși din apartament pe stradă, el o din bârlog în pădure. Uh -huh. Majoritatea oamenilor deschid ușa când le-au plecat, oamenii se țin de lesa aia de rahat retractabilă și du-te dică. Când de fapt în pădure, cum iese un animal din bârlog? Păi în patru etape. Prima dată este doar nasul, dar o să folosesc microfonul. Uite, acolo e camera. Folosesc microfonul, să zicem că asta e, e limita burlogului, da? Este doar așa cu nasul. uh -huh. că se retrage, stă două minute în burlog, apoi iese și cu nasul și cu ochii și cu urechile iar dulme iar se retrage. Apoi iese până undeva aici în zona coastelor, în zona ficatului. De ce? Cutia toracică, coastele protejează. Dacă mă mușcă cineva, îmi distruge maxim mușchii. Uh -huh. Dar dacă mă mușcat mai jos de coaste, unde deja e stomacul e moale, am ficat, am pancreas, am stomac, am intestine, aia înseamnă moarte. Uh -huh. La jugulară, la femurală și la intestine. Acolo mor animalele. Acolo se vânează, se se mușcă unele pe altele, prădătorul prada, se atacă, da? da? Și atunci de abia în a patra etapă, cățelul iese cu totul afară din burlog. Uh -huh. Și când se întoarce de la vânătoare, crezi că vreun puiut spune a, mie nu mai îmi place iepurile, să mă aduci caviar. că ce spune mama vulpe? Să mor tu? Să mor tu, da. Dar mi-a riscat fundul pentru tine, nu? da. Și atunci eu fac analogia asta cu străbunicii noștri. A, cum ar fi ca bunicii, Dumnezeu să ierte, să fi mers la, da, în viața cu străbunicii noștri când erau ei copii și la masă când le puneau o mămăligă cu doi cartofi fierți, a, eu vreau pizza. <laughs> Nici nu concepeau lucrul ăsta. De ce? Pentru că mâncarea era puțină și era câștigată, mm -hmm, dobândită cu multe un, mm -hmm. fost, un fost șef de-al meu, un fost superior de-al meu din armată, avea o vorbă fantastică. Pe vreme de pace, toți idioții au idei. Așa suntem noi astăzi. Pe vreme de pace și de confort și de lux, toți idioții au idei, știi? Și umblăm după fundul câinului. Ce să-ți mai facă mami de mâncare? Da, iubitul lui. Înțelegi că am avut video cu cineva din Iași care îi găteau câinelui pentru că aveau pensiune, da? Și tipul era și șef bucătar și îi găteau câinelui. Mă l-a refuzat alietele cu somon. Câinele lor, un șițu de doi ani, nu mânca o mâncare de două ori. Și au mers la veterinar și veterinarul le-a dat niște priculețe cu gel. Să-ți fac o mică comparație, un fel de Red Bull, dar pentru câini. Și cățelul a luat mânca altceva în afară de pliculețele alea cu gel. Și m-a mine domne, cum facem? Și am făcut rețete personalizate, dar prin atât, bineînțeles, că le-am cerut analizele de sânge, astfel uh -huh. încât să văd ce e stricat, că știam că e stricat ceva în cățelul ăla, dacă de un an mănâncă numai Red Bull. Uh -huh. Și le-am făcut rețete personalizate, astfel încât să-i ajutăm organismul. Și în momentul în care le-am trimis... Am zis, ok, după trei zile veniți cu feedback și le-am făcut șase rețete, da? ca să fie trei zile, să nu repetăm mâncarea lui Bubico și după trei zile nu a venit cu feedback-ul și a sunat -o după săptămână și a știți, mi -a fost, eu nu am putut să vă sun, că n-am făcut ce a zis, că n-am fost intransigenți, că dacă am văzut că nu mănânc, am mers noi și am gătit nu știu ce. Și am zis, doamne, îți iubești câinele? Da, nu, nu-l mai omor. Dacă nu-i dai de mâncare, cum îți Se spun, și nu faci tranziția și nu începi să hrănești câinele, cum trebuie, moare. Corect. vezi noi oamenii că suntem de bolnavi noi din gură iubim pe toți, iubim uh -huh, pe toți. Uh -huh. practic, acțional, nu facem nu nimic și cățelul nu-i ca noi să vrea declarații de iubire cățelul are nevoie de acte de iubire iarăși mergem la străbunici pe oare străbunica s-a plâns dată că nu-i tandu străbunicul? <laughs> Nu. Că nu i-a spus te iubesc, că nu sărbătorim <laughs> Valentine's Day, că se apropie. Nu. nu, dar când bunicul mergea în pădure și în ger aducea lemne ca să aibă foc în casă, e, bunica era lua asta, egal mă iubesc. Uh -huh. Și bunica gătea o mămăligă pentru tatăl când era la pădure și când se întorcea, mămăligă o fierbinte, uh -huh. egal te iubesc. Uh -huh. Noi nu mai știm lucrurile astea, noi nu mai știm să iubim prin activități. Tu știi cum mi spune Lodana că dacă iubesc în fiecare seară? Uh -huh. În fiecare seară. și asta, numai de 30 de zile, cred că o fac. Am văzut documentarul de pe Netflix cu Beckham și. Eu știu teorie foarte multă, practica mă omoară și din viața mea. Toți suntem la Corect, fel. Corect, și n-are pantofi, nu? Dar am văzut documentarul ăsta foarte fain și ce făcea beca în fiecare seară înainte să plece, pentru că lui îi place să gătească bucătăria o curăță tot. Impecabil, curățător. da, o lasă curată. Și eu am, am diplomă de bucătar, pentru că prin 2014 m-am plictisit, venisem dintr-o altă misiune și când te din misiune ca militar, ai o perioadă de câteva luni în țară în care ești, ești tare jos mental, pentru că acolo e adrenalina, acolo e utilitate, acolo sunt multe chestii și te întorci în țară unde, da, mă, iar repetăm același lucru, iar facem aceeași ședință ca cu trei ani de instrucție, știi? Și am zis, bă, ce fac cu timpul meu? Și m-am hotărât să mă bag la curs de bucătar. Și am făcut practica la Continental, la Hilton, pardon. I-am și pe ea. Vezi, de aia te-au invitat la șef la cuțit. Da, tecutor, da, 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 da. Că ai că și eu, diploma da. de bucătar. Da, și de acolo de la Hilton, uite, am tricou cu autograful Hagi Popescu și Stelea, că au venit acolo la o cină și ea, e pentru mine răde e pus în rama. <laughs> Și când am făcut, am, mi -am luat diploma de bucătar și la noi în casă eu gătesc. Când îmi place să gătesc, mă relaxează, știi? Și am început în fiecare seară, inclusiv am avut o seară în care am ajuns în dormitor și m-am făit 15 minute și m-am ridicat și am plec. Și am plecat înapoi în bucătărie că uitasem să pun vasele la spălat. Deci în fiecare seară eu pun vasele la spălat, în fiecare seară dau pe blatul de bucătărie, ca având o pisici, e clar ce se întâmplă, curinț. dau cu un amestec de oțet, spirit, cu cuișoare și cu așa mai departe. Cei care avem. Da. Pisicuțe. Da, eu am două pisici. Uh -huh. Sunt sterilizate. Uh -huh. Și asta contează foarte da. mult să fie sterilizate. Le mai dau drumul și prin casă. Da. De obicei le dau drumul afară. Dimineața da. mănâncă și pleacă. Hălăduie da. prin cartier. Da. Ceea ce e un risc, nu le dăm drumul afară. Da, eu știu că mi-a mai murit o pisicuță din cauza asta. Că a trecut cu viteză și s-a speriat, mă rog. Acum, eu sper că încă. E educa, educat, s-a educat, s-a autoeducat și vine e înapoi. E un risc, da. În momentul când îi dai drumul afară, e clar că-ți asumi un risc, dar mi-l asum mm -hmm. În fine, ce produse putem folosi când curățăm prin casă ca să nu le dăuneze animaluțelor? Ne-am avut o problemă cu ele, au, au avut o perioadă de marcaj foarte puternic ele între ele, da? Pentru că pisicile nu sunt animale sociale, ele nu trăiesc în haită, ele sunt mai mult individuale și atunci mm -hmm. când avem mai multe vorbim de marcaj. Uh, am încercat o fel de chimicale, odată că vine, mă scot din minți, eu uh -huh. sunt foarte sensibil la chimic, așa la natural, pot să-mi ce miros natural, uh -huh. cât de, de intens nu mă deranjează. Uh -huh. Și atunci ce am făcut, am luat niște, niște chestii astea aromatice, scorțișoară cu și anason. Uh -huh. În mintea mea am zis, hai că fac un test, experimentez. Și am făcut un amestec raport 50-50, oțet cu alcool sanitar și am lăsat, la macerat o săptămână cu ieșoare, anason scorțișoară și apoi l-am strecurat că nu chestii care înfundă și l-am pus în pulverizator și eu cu ăla curăț. Și okay. ghiși Și... Din mâțe care se pișau în fiecare noapte pe blatul de bucătărie și pe scări și peste tot, nu mai avem treabă. Aha, Dana zis zice, e bullshit și e coincidență. Și am zis, bine, draga mea. și eu. Da. Pentru că, asta spun, câinii, îs, câinii pisicile, toate animalele, îți dotate cu ceea ce e natură. Uh -huh. Câinii, pisicii și toate mamiferele sunt sensibile la mirosuri pătrunzătoare, la mirosuri puternice. Oțetul e foarte puternic, spiritul e foarte puternic, dar dacă te gândești, el nu se regăsesc în natură în mod natural. Uh -huh. Noi folosim oțetul pentru că este degresant și alcoolul pentru că este dezinfectant. Dar ce e foarte puternic din natură? Scorțișoara, care este și picantă, poți să pui și boabe de piper, am folosit și din alea, cu cuișoarele care iarăși sunt foarte parfumate uh -huh. și anasonul stelat care iarăși și foarte parfumat și în mintea mea atât au putut să producă să zică bă hai să luăm niște chestii care sunt foarte puternice ca miros să vedem dacă funcționează pentru noi funcționează, acum nu știu dacă tu o să mergi mâine să dai cu el să schimbe viața sau nu deci, la noi funcționează Petru, de minune oricum îmi doresc foarte tare ca astăzi să ne dai niște tipsuri, să ne înveți niște chestii că eu clar am observat și de ce? Te întrebasem de iepure de ce face peste tot și a zis că la iepuri nu te pricepi uh -huh, și am uh -huh. apreciat sinceritatea să nu. În schimb am, am întrebat veterinarul și mi-a zis uh, pentru că nu este sterilizat și împrăștie peste tot și da. am mai observat o chestie când am dat cu uh, detergent de podele, uh -huh. n-a mai coborât scările să vină să mănânce, că el are locul da. lui unde mănâncă, unde are fânul da. și mâncarea și curat unde da. are litieră deci da? chiar dacă este iepure, e disciplinat. Corect, 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 Și n-a mai coborât. Trebuie să înțelegi că noi oamenii, de când am dezvoltat limbajul articulat, ne, ne bazăm pe limbajul articulat, am uitat tot ce înseamnă body language și mimică. La fel, noi oamenii, pentru că ne-am centrat pe văz, folosim văzul și cumva avem celelalte simțuri slăbite. Dar mamiferele îți bazate miros, pe miros, auz, văz. Adică asta Inves. e piramida. La noi uh -huh. este avem baza 60% văzul. Vazul. Un pic, vreo 30%, avem ce înseamnă auzul și apoi avem miros-gust. Uh -huh. El animale invers. E la el miroase 60%, aude 35%, vede gust 15%, știi? Și atunci trebuie să înțeleg lucrurile astea. Uh -huh. Și dacă eu mă duc în casă și mie miroase mie ceva, trebuie să înțeleg că pentru animalul meu, indiferent de specia lui, pentru el o să fie de 100 de ori mai intens. Deci dacă mie miroase, uite era un, un brand Asevi, îl folosea socra mea, da, mama Danei Și când venea la ora de a ducea la pachet să facă curat cu Asevi <laughs> Și nu știam cum să-l arunc Păi eu când intru cu Asevi, ăla vine să vomit eu și așa, Clar Vezi? că pisica și câinele și epurașul Și, mai... și oricine o să fie uh -huh. Și da. nu mai calcă pe acolo, știi? Deci o să folosesc uh, natural. Și chiar o să-ți spun dacă de a, a funcționat becu. sau nu Bun uh, Mai învață-mă ceva Am o uh -huh. de patru ani Mulțumesc tot așa pretențioasă, am observat că îi pun dimineața, îi, am o sonerie pe care apăs și coboară, și vine uh -huh. și mănâncă dar. Tot de la tine am învățat. Scoate soneria din. Să mers. scot soneria. Da. Știu că am văzut că îi certai pe cei care aruncă jucăria cu. Nu, 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 sunet. nu Da, nu e, acela, nu e același nu? argument, dar eu am fugit de clicări, de sonerii, de ce vrei tu. Asta voiam să-ți spun de ce. Rețelul tău obișnuit, ta are relație cu soneria. Ea uh -huh. nu, nu, nu face deducția uh -huh. că tu ești cea care ia decizia uh -huh. să-i dai de mâncare ei. Deci nu mai ești în rolul tu de gestionare al resurselor haitei. ci ea știe cumva prin minune, când se aude sunetul de sonerie, soneria o anunță pe ea că mâncarea e servită. Uh -huh. Are logică ce zic. Da. Așa cum de obicei soțul, partenerul de viață, nu știe el cum prin magie ciorapii lui aruncați în sufrageria aseară, astăzi sunt și curați. curat. Da. Corect, că nu înțelege tot procesul. Ei, înțelege. Dar eu acum <laughs> am de stereotipuri, să zicem, da? da? Dar, la fel și așa. Și nu ce am făcut. Eu am, eu am, încercat mereu să elimin tot. Ai văzut și lesele noastre cât de curate? Mm -hmm. Nu hamuri, nu zorzoane. Nu, hei, nu de căței. Și la lesă, că trebuie să te întrebi Totul e curat, tot trebuie să fie ușor, streamlined, mm -hmm. bun? Și atunci, ca să pot să rămân lider de haită, să devin prima dată și apoi să rămân și din nou, nu o fac din negocentrism. Ce o fac pentru că ți-l are nevoie să vadă în mine un lider capabil, statornic și capabil. Capabil ce înseamnă? Eu uite, aici merge foarte bine analogia cu relațiile de cuplu. Orice femeie are nevoie să vadă în partenerul ei o fiară. Da? De ce o fiară? Pentru că are nevoie să știe că partenerul ei poate rupe capul cuiva când e musai. Uh -huh. Când tu ești amenințat, ai nevoie de la partener. Uh -huh. Dar... Ai nevoie de la partenerul tău să vezi că este și foarte bine așezat, că își poate controla Ca această fiară, și echilibrat, exact. pentru că dacă din orice bubuie, ea da, nu problemă, bine. asta are nevoie și cățelul. Primul iubit, întotdeauna vorbesc cu, cu doamnele și cu eu le dau același exemplu. Primul iubit al unui adolescente, la 13-14 ani, e un dobitoc, e un bizon, e un neandertal. De ce? Pe la 14 ani noi încă nu avem finalizat creierul. Biologic vorbim, da? Biologic, anatomic, nu este finalizat. Și atunci toate adolescentele se simt vulnerabile. Ele sunt vulnerabile social. Cortexul lor știe, bă, suntem vulnerabili social, facă ea mișto de noi, nu suntem cele mai bine îmbrăcate, cele mai slabe, toate timpenile astea propagate de social media și de, de ce înseamnă televiziune, da? Standardele irale. Dar hipocampul, mai aia epilată de care spun, nu știe. Ea știe doar vulnerabil, amenințat, înseamnă crăpăm. Și atunci, spune hipocampul, care e cel mai mare bătăuș din sat? Gică. Ia vezi cum a ajuns în echipa logică. Că dacă ai ajuns în echipa logică și tuturor le e frică de gică, nici dracul nu mai suflăție în ciorbă. La 18 ani, când se finalizează creierașul, fetele încep să fie atrase de unul un pic mai jos, într-o treaptă mai jos, nu mai așa bădăran. Că începe creierul să le spună, bă, nu societatea umană nu e chiar pe luptă fugă, pradă, prădător. La 25, când se face saltul psihologic, deja fetele s-a trase de cineva care e calm, care e așezat, care e nestăr, da? care se pregătește pentru familie, pentru cuib, dar care e și ambițios, că trebuie să facă resurse, să meargă la vânătoare, să aducă bani din corporație, corect? Nu așa e și cățelul, cățelul toată viața lui e în etapa aia de 14 ani. Și are nevoie în tine să vadă un lider structurat și capabil. Pentru că altfel spune, ok, și ce dracu fac cu tine? Că eu am nevoie să mă protejezi prima dată. Să mă protejezi. Orice om din lumea asta, orice femeie din lumea asta, poate să fie cu, nu știu, un din ăsta, cu șase pătrățele, 8 pătrățele, 12 pătrățele. Dar dacă seara când se aude un zgomot, ăla și-l aducea în cap, ce du-te tu! În secunda a doua scos afară, corect? Ca și în pătrățele lui, scuzăm limbajul. Se taie, îi pune o video în bip. Înțelegi? Și zice, tu cu bișonul tău, ca să poți să intri în rolul ăsta. Nu mă cu bișonul, cu orice câine, că sunt universali. Au dresori din ăștia. Nu, domne, că am vorbit cu un dresor, dar că el adresează numai buldogi. Bă, te las cu prostile, tâmpiți. Lăutarii numesc eu. Nu, lăsat niște lăutari comentarii la videoclipul și că să nu mai zic asta, că și au școală. Dragii mei lăutari, nu mă refer că nu aveți școală, da, ca și instituție academică, publică. E o vorbă veche luată de la un colonel comunist pe care l-am întâlnit când era foarte tânăr, care numea neprofesioniștii lăutari în ideea în care acele lăutari la care se referă el, cântă după ureche. După ureche. Nu da. după conservator și partitură, uh -huh. da, și chiar sol și fa și bemol. Și atunci al în momentul în care eu am un câine, eu trebuie să pozez și ca să pot să pozez în acest lider de care al nevoie, am nevoie de trei joburi, trei joburi. Guardian, polițist și gestionar. Gestionarul înseamnă de la resursa alimentară, la spațiul bărlogului, la spațiul personal, la corpul meu. OK? Și atunci al în momentul în care tu, cu bișonica ta ai introdus clopoțelul, tu ai sărit automat din schemă, uh -huh. pentru că tu nu poți fi lider dacă nu le faci pe toate trei în permanență, nu merge Am doi înțeles. din trei. Și atunci ce fac? Păi vin eu cu bolul și spun, Bubico, scuze-mă, cum o cheamă? Uh -huh. Tana. Tana, hai, bravo, hai, e Tana, bravo, e Tana. Pun bolul pe sol, așteaptă Tana, bravo, așteaptă Tana. Număr 10 secunde, ia Tana. Și apoi mă duc la următorul. X, șezi, bravo, șezi, pun bolul, așteaptă, bravo, așteaptă 10 secunde, Ial. Deci asta am în început ordine. să fac cu cei de afară. Da, cu dar Tana trei, de ce tom... stă în casă? E, știu, vezi, știu, vezi știu, rasismul? vezi Rasismul? și ai dreptate, îți dau dreptate, dar nu pot să o las afară nu în nu. curte. Atunci adu pe celălalt doi. Pe ceilalți trei. Trei. Deci, unul dintre ei este pe autobuz. afară. Autobuz. Pe... Da. Se numește autobuz. Așa l-au poreclit, de fapt, vecinii mei autobuz. A trăit pe stradă una an jumate. L-au luat Hingerii. M-am dus, l-am luat eu. Ce fain, bravo. L-a luat o vecină care stă la 3 km de mine. Dar l-a legat în lanț mm. Și mi s-a rupt sufletul după ce am plecat Că l am dus și regretam enorm Când a văzut că l-a pus în lanț Nu mă puteam obișnui îmi tătea ceva în stomac În acea zi am fost Nu vrei să știi cum mm. Și nu crezi că a doua zi M-am trezit cu el la poartă Și am zis din momentul ăsta Corect Autobuz rămâne la mine. I-am spus ursul, nu mai este autobuz. Este ursul al meu pentru că este foarte are labele scurte, butucănoase și uh -huh. seamănă cu câinele reginei, unul din câinele a, cu, da, cu un corgi numai că e detalie mai mare. E un ceva, un metis, okay. nu știu ce e. Okay, a rămas. E al doilea câine pe care l-am adoptat. Acum încep eu, cred, ca și cum uh -huh. tu ești, eu sunt invitată ta. Pe Maxi am adunat o de pe un deal. Eram chiar de Paști la o mănăstire În drumul spre casă Am văzut cum o aruncă cineva din mașină Aruncat-o din mașină Am crezut că mi se pare Am întors mașina Am verificat să vedem dacă sunt case În jur Dacă nu, cumva totuși e plecată De undeva Sau n-am văzut eu bine S-a ținut după acea mașină Și l-am dat partenerul meu, de, partenerul meu de viață a zis Oricum vrei să-ți un câine o luăm, tu hotărăști. Și am luat-o. Bun, am dus-o acasă, am spălat-o într-un ligian și am zis, hai să spunem Max. Noi nu ne-am uitat să vedem ce e, fată, mm -hmm. băiat. Oricum nu mă pricepeam. Femelă mascul. Eu sunt tot critic, tu povestești. Femeile, mascul, eu nu te critic. critică mă critică. Critică. Așa, și nu știam ce e cățelul. I-am zis Max. Un frumoasă, negru, cu alb, dar după lăbuțe ne-am dat seama că va crește, a crescut. Ce nu fun. vrei să știi, dar e frumoasă foc. Și L am dat după când o spăl, zic, e fetiță. Nu are pute. Da, ce facem? Îi zice Maxi, dacă tot s-au obișnuit cu Max. Correct. După un an de zile, ies din curte, sub mașină, o cățelușă albă. Aia mi a dat seama imediat că e cățelușă, că deja învățasem cum să îi mm -hmm. deosebesc. Era speriată de moarte. Aș am sunat o prietenă care se ocupă de animăluți, are și ea o, o asociație. Mm -hmm. Și am ajută-mă să-i găsim... Uh, pe cineva să o adopte, pentru că eu am deja doi câini în curte, încă un bișon, pisicii, nu stau acasă să mă ocup de ei, îmi pare rău, trebuie să-i găsesc pe cineva. Am încercat toate posibilitățile, nimeni nu vroia, nu, nu vroia pentru că e că urâtă, că îi, nu știu cum, că, zic, nu este urâtă deloc, chiar este o cățelușă frumoasă. Doar că am probleme cu ea, este foarte posesivă, e geloasă, deci eu când apar în peisaj, Ceilalți doi sunt cuminți le șezi, Maxi, șezi, ursu La luna trebuie să insist De mai multe ori până șede În momentul când Au învățat deja, le dau pe rând Așteaptă Tu m-ai învățat, pentru că urmărindu-ți clipurile Am învățat să fiu Mult mai calmă mm. și să am răbdare Și pe rând Șezi, așteaptă Și atunci mă duc cu fiecare Bol și zic Ursu Poftim, uh -huh. se duce ursul, uh -huh. își ia poziția, Maxi uh -huh. și aici am reușit să-i disciplinez. Okay. Dar în momentul când plec, le iau bolurile, mă duc, le spăl, în momentul când plec, aud gălăgie în curte, okay. Luna o atacă pe Maxi. Da. De ce? Pentru că niciodată în haită nu să vezi conflicte intersexe între mascul și femelă Și în haită e ca la noi la oameni, bărbatul întotdeauna cedează în fața femeii. Și atunci niciodată masculul nu va, va uh, fi într-un protest vehement cu femeia, va ceda în fața ei. Dar pentru că avem două femei, avem conflicte între specii. Și tu ce ai făcut? Tu l-ai pus pe ursul primul, ai pus-o pe maxi 2 și ai pus-o pe, pe luna, luna 3. 3. Și atunci ele două sunt poziții apropiate și încep să aibă conflictul. Ele două, fiind femele în curte cu ursul, ursul din nou am stabilit, masculul nu contează în ecuație, ele două sterilizat. sunt în competiție. Tu ai văzut acest lucru cu ritualul mesei și îți așteaptă el, l-ai văzut ca o mare progres. El e cel mai mic progres. Uh -huh. Cel mai mare progres apare când atenția, afecțiunea și atingerea mea, din nou, triplo A A, A, atenția, afecțiunea, atingere eu le dau cățeilor mereu organizat, mereu structurat și mereu în ordinea haitei și atunci dacă m-am trezit și am ieșit din casă, spun bună dimineața Maxi, bună dimineața Ursu, bună dimineața Luna ce am făcut? Am pus-o pe Maxi pentru că ea este mai veche în haită decât Luna și mai echilibrată din ceea ce îmi spui tu. Am pus-o pe Maxi pe prima poziție dintre cei trei, uh -huh. care de fapt e poziția 5, că avem cei doi oameni și uh -huh. apoi avem câinii de afară. De fapt, la tine cu bișonica, pe poziția mâncă da. una, da? Uh -huh. Am pus-o pe Maxi și am interpus pe ursul între ea și Luna, astfel încât să creștem distanța în ierarhie. Okay. Astfel încât Luna să știe că ea trebuie să ia exemplu și de la ursul și de la Maxi. Uh -huh. Bun. Și avem ordinea asta. Maxi, ursul Luna. Bună dimineața Maxi, bună dimineața Ursu, bună dimineața Luna. Am spus-o de pe geam, nici, uh -huh. n, -am, nici n am coborât. Okay. Seara, când la plec, fel. la fel. Între aceste două momente, inclusiv când plec din curte, Maxi să fii cu minte, Ursu să fii cu minte, Luna să fii cu minte, vin acasă, intru în curte. Salut Maxi, salut ursul, salut luna, vin cu ritualul mesei, șezi Maxi, bravo Maxi, ial Maxi. Când începe Maxi să mănânce, încep procesul cu ursul, Cursul. când începe ursul să mănânce, încep procesul cu luna. Adică avem decalajul ăsta prin care subliniem, ordinea, haide, este Maxi, ursul, luna. Mângâierea, acolo se face cea mai mare diferență și acolo este cel mai mare efect. Maxi, hai, șezi, mângâi. Gata, Maxi, spațiu, așteaptă rândul, ursul, hai, șez, mângâi. Gata, ursul, spațiu, așteaptă rândul, hai, luna, șezi, așteaptă mângâi. Dar tu, ca toți oamenii din lumea asta, ce-ați făcut? Când vin toți trei și sar pe voi și sunt competiție pentru atenția, atenția atingere, afecțiune, vă încurajați lucrul ăsta că ego-ul este gratulat de tot ce se întâmplă, corect? Uh -huh. Și frica de abandon este neutralizată. Ca să suntem mai mulțele epilate, avem frică de abandon. Și dacă nici cățelul mai iubește cine, naiba mai iubește. Dacă voi vin acasă și țopă că cățelul pe mine, pișe pe el de fericire, zic oameni de fericire, nu e de fericire, mm -hmm. e de nevrotism și de cât e de, de stricat săracul, cât e de întins la maxim capacitatea lui, dar dacă vin și aduc ordine, nu mai este competiție pentru atinția atingerea ficțiunii. Uh -huh. Pentru că ei nu mai au de ce să aibă competiție. Ei spun, Oricât am face noi, orice am face și oricât ne-am bate noi și ne-am -am, ne structurat noi și ne-am aranjat în ierarhia haitei, oricum Valentina decide pe cine or Oricum Valentina decide pe cine și pentru câtă vreme. Uh -huh. Da? Asta e o lecție pe care, uite, n-am învățat-o de la câini, am învățat-o din academie și am adus-o la câini și am văzut că funcționează și am văzut că au nevoie de lucrul ăsta. Un profesor, când eram în, în academie și am dat un examen, am văzut câțiva colegi care copiau, știi? Și au început să râd așa de la, de pupitul de acolo din anfiteatru. Mă, tâmpiților, ce vă chinuiți că tot la mine e pixul roșu? Și adică, în fel de, bă, dacă, chiar, dacă chiar vreau vă vă să dau vă... doi, tot exact, doi îți dau. Exact. Și am început să fac asta cu căței și mi-am dat seama cât de mult îi ajută, pentru că în momentul în care eu ies afară și am, ok, noi avem împărțit în 5 echipe, cea mai mare echipă e de 17, 17 căței, sunt împărțit în funcție de talie, pentru că am avut căței care s-au ciocnit ursul, dar la noi ursul e chiar ursul, adică mi uh -huh. mioritic, cu late, care este metis de o uh -huh. italian pitic, uh -huh. și când s-au ciocnit pentru că alergau, i-au s surupi piciorul acesta mică. Uh -huh. Și au fost multe, multe milioane și tije și așa mai departe. Și am zis, ok, of. hai să-i împărțim măcar pe gabarit. Uh -huh. Să nu se. Știi? Deci avem cinci echipe. Cea mai mare echipă are 14, mem 14 membri. Yes? mă pun jos. Și. Pornim de la conceptul de spațiu. Păi în haită spațiu trebuie respectat. Și la noi, la oameni, respectăm spațiu. Că nu intrăm în, birou, în biroul, superiorului nostru fără să batem la ușă și fără să spună, hai, intră, corect? Uh -huh. Și atunci începe de la spațiu. Respectați în spațiu personal. De ce? Pentru că liderul, ce spuneam, este gardian, polițist, gestionar. Păi dacă liderul, din rolul de gardian, adică imaginează pe stâncă, în turnul de pază, în turnul cetății, dacă și noi oamenii ne-am făcut cetățile tot pe stânci, că acolo am văzut lupul că stă de pază, da? Dacă eu, când vii tu, hai pe la o țigară, zic da! Hai pe la o cafea, da! Păi înseamnă că meseria mea de a-mi păzi haita nu mi respect. Că nu pot să plec dintr-unul de pază când vrea Valentina să fumăm, corect? Uh -huh. Și atunci băi, ai răbdare. Când vine altul să mă locuiască sau când mă asigur eu că rușii nu sunt la 200 de kilometri de aici, apoi e și la țigară. Și atunci începe de la spațiu. Uh -huh. Și după aia o luăm pe rând. Tor, hai, bravo! Și ce am făcut? Păi automat i-am învățat să respecte spațiul personal și când vin vizitatorii, nu mai sar pe ei, pentru că înțeleg regula și rutina din familia noastră, că nu mă duc să țin într-un în spațiu personal și nu mă duc să sar în două picioare. Da, cum o învăț pe luna să nu mai sară pe mine? În momentul în care sare, cât mă prinde camera? O video, zici tu dacă dăm reset și o luăm de la cap. <laughs> da? eu sunt aici. Că nu vrea să sară, eu îl văd că vrea să sară și eu rămân pasiv să o fac așa, că toți oamenii așa. Da. Păi poți să-i spui că nu, 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 cât vrei tu. Corpul tău îi spune da. Și atunci văd că vrea să facă ce ceva. Aha, ok. În fața spațiului. Aha. Adică dacă tu vrei să sar la mine să mă lovești ceva, mă duc pe tine. Da, da, te atac și eu. Și mai mult uh -huh. să uh -huh. ceva. Ok. Și atunci, nu. Dar asta e doar partea de ceartă. Uh -huh. Partea de întărire pozitivă este aia în care dacă nu te pui în nu te mângâi. Am înțeles. Dar voi ce faceți? Nu contează ce face cățelul, voi mângâiați. Și a, când m-am dus de Revelion, pe 1 ianuarie, am zburat la București la o familie cu patru câini care aveau probleme mari. Și am stat cu eu o săptămână, am integrat în familia lor. A fost ca o misiune pentru mine. Și vorbeam cu doamna, și spuneam. Deci, dacă spațiu, hai, șezi, argumente, și așa corect. Deci, cortexul ei vorbea cu mine. Da, da. Și mâna ei, uite, așa făcea pe cățel. Și-a bagă mâna în buzunar. De ce? Care mână? Mâna, mâna dreaptă, băga în buzunar. De ce a făcut ea? Hai, mă ia câinele. Nu, se poate, nu te cred. Dacă îl mângâi doar când stă în șezi. Și de ce îl mângâi doar când stă în șezi? Pentru că la cățel cele patru poziții sunt de fapt rezultatele a patru stări mentale, stări de spirit. Când e în două, picioare e agitat. Când e în patru, e alert. Uh -huh. Când e în șez e cald. Și când e culcat, când e, culcat e relaxat. E fericit. noi cum stăm. Suntem în șez, suntem calmi. Da, da. Dar dacă ești tu cu Ovidiu, nu mai stați pe scaun, stați pe canapea. Relaxați, da, deci, da dacă mă duc la audiență la cineva, stai mai rigid, mai, uh -huh. Uh -huh. mai rigid. De ce rămânem și noi în picioare când intrăm în biroul superiorului? A chestie. Până ne spune el ia loc. Uh -huh. Adică spune: "Poți să fii calm în prezența mea, poți să te liniștești." Și atunci de ce? La cățel tot ce e bun pleacă din șezi? mâncarea, lesa, joaca, atingerea, accesul, ușa, canapeaua. Uh -huh. Cum fac să-i pun lesa? Simplu. Nu vrea. Deci fuge când mă vede că mă duc am ascuns-o și la spate, mm -mm. Am niciodată, nimic nu faci... vine înspre mine. Ascultă-mă, niciodată nu faci nimic pe ascuns, pe furiș cu cățelul. Mm -hmm. Bun, dar nu se apropie, trebuie să fug după ea ca să-i pun... Nici o problemă, vină cu bolul de mâncare, pune lesa lângă bolul. Mm -hmm. Nu că ne vedem seara. Am înțeles. Bun, i-am pus lesa. Dar cel mai important să este că să les. vii, ce spuneam, prin modelare. Mm -hmm. Dacă îi pun lesa lui Maxi și mă joc cu Maxi și râd și o mângâi. Mm -hmm. Și apoi dau lesa jos, nu trebuie să fac plimbarea. Am înțeles. Dacă îi pun lesa lui Maxi... Ursul vine singur să-i pun lesa. Exact. Și dacă eu pun și lui ursul... Dar nu pot să, poți să plec luna. cu toți trei afară. Dar nu trebuie să pleci, ascultă-mă. Și tu ca toți ceilalți. Voi complicați lucrurile și le vezi pe toate dată. Desfaceți-le în teme de învățare. Okay. Bastonașe, liniuțe, circulețe și apoi au întreg. Okay. Ce vreau să fac? Vreau să tolereze luna lesa. Mm -hmm patru ședințe într-o duminică de 10 minute, eu pun la maxim, o joc cu maxim, zâmbesc, cred o pup. Am dat lesa jos. Okay. Eu pun lui, lui ursul, nu. zâmbesc, cred o pup. Okay. Luna, hai să spun lesa. Nu. Treaba ta, nu primești atenția, atingerea, afecțiune. Prima dată învățăm pe luna să aibă capacitatea de a tolera lesa apoi să se miște cu lesa, că după ce ai pus-o să vezi că se blochează. Am înțeles. Și atunci ce fac? Același sistem, maxi ursul, doar că de data asta după ce am pus și am pupat de două, trei ori, încep să mă mișc prin curte, recompensez și cu alimentar și cu pupat și cu mângâiat. Uh -huh. Și iară fac modelare. Tu de ce crezi că eu când aduc câini în recuperare, îs eu Ceva cu tor, purte, cu maia, nu? cu... Dar întotdeauna. Ok. Și eu cu tor, cu maia, cu linda. Uh -huh. Mă doare în fund ce face subiectul de recuperat. Uh -huh. Nu-i dau atenție deloc. Eu îmi văd de viața mea cu trei. Și cățelul zice, bă, o să mă eu. Păi uite ce fac ăștia trei. Vreau și eu. Și uite cum îmi place lui Petre ce fac ăștia trei. Și uite că Petre bag bagă în seamă numai când se pun în șezi. Am stat de șapte ani, a fost cel mai dificil pentru partea asta de, de calm. Două săptămâni și ceva au durat. Sărea pe mine, șt, jos, șt, jos, șt, jos. Șezitor, bravă șezitor, mai așez. Și la venea, și eu, și eu, bă, șez, nu, du-te, Eu vorbesc foarte colorat, da, scuze. -mi, Petre, de iaurt. Vreau să le pun iaurt peste bobițe da. Uh, la toți câte o lingură, fără nicio problemă. diluez cu apă. Dacă diluez cu apă și lasă să fie... O lingură. Acum, la bișon o depinde lingură. Depinde de grăsimea iaurtului. Du-te cu chefir și du-te cu iaurt natural, da? Nu mergeți cu iaurt din ăsta de 10%, că e mai mult smântână. A, okay. Da Și cantitatea ar fi, să zicem, pentru un cățel de 10 kg cu mibișonul, să-i punem o lingură la fiecare masă Și la cei care au până în 25 kg? Înmulțește Irregulă okay, de 3 da? De aia întotdeauna și când fac rețete spunem, bă, pe 10 kg de câine pe zi uh, Zilnic pe trebuie să le dau? Uh... Nu, nu strică, Nu. poți să dai zilnic fără nicio problemă Hai Și atunci să dacă pui și apă și pui iaurtul peste bobițe sau ai lungit iaurtul cu apă Și să dacă spunem, nu am iaurt într-o zi, le pun apă? Poți să le pui și apă, da. Pentru că, de fapt, hidratezi bobițele și le mult mai ușor să facă digestia. Așa. Nici ei, nici noi nu suntem făcut să mâncăm mâncăruri deshidratate. le-am luat spate de pui, da. n-am găsit târtițe. Da, da. Și le-am le -am pus la congelator. Uh -huh. Deci le scot din congelator, nu așa le scoate, cum lasă -le sunt. Lasă-le acolo și caută târtițe. A, și nu, uh -huh. să nu le mai dau. Lasă-le că nu se strică în congelator. A, ok. Caută târtițele. Deci, practic, acolo le mai dau până nu încep cu târtițele. Da. Aplică uh -huh. sistemul, cum am spus și în video, 4-5 mese timp de lună de târtițe, 4-5 mese timp de lună de gâturi și apoi altceva. Deci nu le mai dau bobițe ziua? Nu, La gândește. Un cățel are nevoie de 30 de calorii pe kilogram de corp. Bun, deci mă trezesc dimineața, scot câte târtițe îi dau, cât trebuie Eu să le dau O caserolă la 1? Da, pe o caserolă cât? 500 grame, nu? Și atât pe ziua aia? Da. Nu-i mai dau altă mâncare? Ah, ok. Dacă ai un câine de 30 de kilograme, el are nevoie de 900 de calorii pe zi. Da, ori da, -o Ei sunt kilo... obișnuiți dimineața și seara să mănânce O împart pe jumătate atunci dacă am obișnuit așa -te, sau Nu te, nu le mai complica Ok, bun, nu, acum nu mai bate capul, gândește, duc rolul cu Maxi... străbunicului Bun, mă duc cu Maxi cu Lesa da. Merge, deja începe să asculte, să meargă lângă mine da, Aplică să... videoclipul pe care l-am încărcat asta... seară. Ce fac când, știi, se smucește și vrea să fugă după pisici? Șt, nu, lasă A, okay. Șt, nu, lasă Dar asta încep de unde? Din curte Din curte Uh -huh. Și în momentul în care sunt curte și trece pisica pe gard, uh -huh. șt, nu lasă. Okay. Pentru că noi suntem educatorii. Am mai spus asta. Nu e rău să-ți vezi câinele ca pe copil, e rău să-l vezi ca pe bebeluș. Uh -huh. Pentru că dacă îl vezi ca pe bebeluș, tu nu e nicio inițiativă și nu ai niciun control asupra oh, situației, ci îl lasă să facă ce-l taie capul, uh -huh. că e bebeluș. Doamne, Petre, am Educa. atâtea întrebări, da, deci trebuie să mai vii la un podcast. Nu că se... De acum. Nu, lasă că eventual vin eu la tine ignorat <laughs> okay. de la podcast. Dar zic uh. acum, zic că nu ne. mi -ă ce urmează în martie pentru tine că o să revii totuși în martie vii iar la un podcast? În martie, Când vii, da, să faci da. ce aici? Uh, În martie să vin să fac ce fac acum în Cluj la mijlocul lunii și o să fac prin toată țara, în Timișoara, în București, în Brașov, în Constanța, în Craiova, ce nu mai știu. E un circuit așa. Și Iașa, da. Uh -huh. uh, e un circuit și de fapt e o evoluție, că noi în fiecare l-am făcut chestia asta, doar că în fiecare l-a fost mai bine și mai mai sus, să spunem. De fapt, sâmbătă a fac workshop, o să fie în weekendul 22 martie? martie, cred. 22 martie? Cred, nu știu dacă... Știi unde se nu, știu. Nu, 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 pentru încă. că încă n-am găsit o să ne O să fie workshop, 4 ceasuri de teorie pentru oameni, cam ce facem noi acum, uh -huh. dar mult mai structurat și mai bine organizat, astfel încât să înțeleagă Valentina ce Dumnezeu trebuie să facă când ajunge acasă, exact. să-și ia notițe. Apoi, duminica, cine vrea, poate să ia bilet și pentru atelierul practic, unde poate să vină Valentina cu Maxi, și să facem practic împreună lucruri. Și o să mai fie și a treia opțiune, cum e întotdeauna, sesiunea practică, adică oamenii care... Sesiunea privată, scuză mă de la unul? Da, unul la unul, în care vin acasă la oameni, cei care uh, fac rezervări în sensul ăsta, vin acasă la ei și avem un ceas în care lucrăm fix în apartamentul lor, ca să înțeleg fiecare detaliu din viața cățelului cu toți oamenii, cu tot apartamentul, cu logistica, cu cartierul, cu toate celelalte uh -huh. și -o să pot spune, ok, asta e așa, asta e așa, asta e așa, știi? Și să, să încercăm să, să, facem. Bun, ca să o aduc pe Maxi la workshop-ul tău, trebuie să o obișnuiesc în mașină. Da. Cum? Ce trebuie să fac? ați zis la telefon. Mi-ai zis pe scurt. Că n-am apucat să terminăm, că noi okay. ne luăm o grămadă zic, și hai să zicem uh, tot pe scurt. o să te în ceară și oprișanul. o prișană. Îți spun eu că nu tot, te mai... Deci, tot, vorbim într-una. Nu-i bai, nu-i bai. Bă, oamenii pot să pună pauză pe YouTube. Da. Când au când obosit, pun pauză, cunează țigară și se întoarce. Deci, cum? ce trebuie deci, să fac prima dată? Orice, nu numai mașina. Vezi că eu sunt mereu setat să-ți dau undița, nu pești. Uh -huh. Bun. Orice vreau să învăț cățelul sau să dezvăț, să sensibilizez sau să desensibilizez, trebuie prima dată să le văd ca niște etape și să înțeleg componenta lor. Ce înseamnă plimbarea cu mașina? Înseamnă mișcare, înseamnă mașina în sine ca obiect, înseamnă ce am spus de substanțele de curățare, înseamnă mm -hmm. mirosul din mașină, înseamnă efectul pe care îl are asupra urechii interne, fiecare frânare, accelerare, curbă. Toate astea sunt naturale pentru cățel. Nimic nu e natural no. pentru cățel. Mm -hmm. Și atunci le desfacem și zicem, bă, primul lucru mirosul, da? dacă știm că el pornește cu miros, miros, auz, văz. Mirosul, cum este influențat în afara mașinii versus în mașină? Păi stai mă, că în mașină am 10.000 de odorizante, că mie ca om îmi place să pută numai alpin. Stop, le dăm pe toate jos. Nicio mașină, nu, eu n-am avut nicio mașină în viața mea de când am pe un odorizant. Uh -huh. Putea căire, aia, și-a țigări, că fumesc, nu stop. Dar dăm odorizantele la o parte, a mașina. Doi, Mașina ca obiect are o asociere negativă pentru cățel, că știe că atunci când urcă în mașină îi se face rău. El nu face deduce, deducția logică că îi se face rău pentru că urechea internă nu știe să gestioneze forțele G care apar. Nu știe. Știe că mașina e egal bad, mașina e egal rău de mișcare. Și atunci ce fac? Mașina e parcată în curte, unde câinele se simte cel mai confortabil, urc câinele, nu fac nimic. Uh -huh. Ședința de nimic e cea mai importantă în tot ce vrei să faci. Și reactivitate, și în anxietate, și în tot. Ședința de nimic pe care nu o face nimeni. Uh -huh. în care pun câinele mașină și stăm. Și nu mă grăbesc și nu au wow, în 5 minute să, să termin. Nu, zic, mă, am jumătate de oră, da, mă duc sau jumătate de oră. Doar observ câinele, doar respir împreună cu el, doar văd ce face. Și dacă eu scalm și nu s-a agitat și nu s-a grăbit, și câinele nu e agitat și nu e grăbit, și atunci începe să se orienteze în mașină și începe să zic: "Bă, stai un pic, pe nu banchele, chiar așa de în spate rău. sau în față." Pe banchetă, întotdeauna pe banchetă. Cu, cu, ham de și cu ham, cu hulesă. Uh -huh. Dar asta vin mai târziu. Prima dată, vrei să vezi că urcă Maxi liniștită de bună uh -huh. voie în mașină. Okay. Hai sus. Bravo sus. Pup. Atenție, atingere afecțiune și uh -huh. recompensă alimentară. Okay. Sus. Bravo sus. Sus. Bravo Ce sus. Ce recompense ne recomand să le dăm? Eu folosesc carne fiartă sau carne deshidratată uh -huh. sau ca, ca bucățele de cașcaval. Am observat de asta că... e în funcție de orice cățel. Uite, am întâlnit un grifon de Bruxelles în București care nu era atras de nimic, dar de castravete era nebunit. Ce chestie, deci fie Ca ea și noi, avem gusturi diferite. Mm -hmm. Dar cu mașina intru prima dată static și apoi închid portiera după ce văd că poate să stea liniștită la mașină cu portiere deschise și urcă 10 din 10. De 10 ori am spus sus, de 10 ori am urcat așa bucuroasă, apoi și închid portierele 10 secunde. Mm -hmm. Și dacă plânge, vin cu feedback-ul roșu. Șt, respiră, termină prostire. Mm -hmm. Și când se calmează, deschid, așteaptă, hai, bravo, și încă o dată, și apoi urc în mașină, după ce am făcut și etapa asta că țelul poate să confortabil în mașină cu toate portierele închise, apoi pornezi motorul, uh -huh. că ăla produce o vibrație ăla produce fumul adică mirosul de motorină de benzină arsă deci vezi, tu doar trebuie să te le pui pe foaie uh -huh. și când le-ai de făcut, le faci pe toate toate informațiile astea le găsesc Evident, cât, și când te sun, pentru că da. te sun și ai amabilitatea de fiecare dată să mă sfătuiești. Nu, mai prins într-o pasă bună, că de obicei nu răspund la telefon. Uh, da, mi-a răspuns prin mesaj. Da, de obicei, da. Seara, mai, seara mai citez mesajele și mai răspund da, la, bun, la câte. Când pot. să te sun? <laughs> când aș putea să te sun, să te prind într-o pasă bună? N-am o rețetă. Nu? Nu. No. Depinde, no. vezi că suntem oameni și noi, depinde de fiecare. Oricum, uh, cei care. Ne, ne vor urmări în acest, la acest podcast Vor fi și mai curioși Pentru că au ce să afle de la tine Poate să vină în 22 martie Să participe la workshop Apoi da. la ședința de Poți să vină la workshop, la exact la Și apoi private, la 1 unu, la unul Oricum te pot găsi pe da. internet Și pe ce nu te pot găsi Pentru că Nu ai ești... zis cineva, dar de ce totul mă apar pe telefonul meu Cineva un comentariu știi mm -hmm mă înflăresc, nu știu, mă vorbește cu TikTok, cu YouTube, cu Facebook da, dar nu în momentul când cauți, de exemplu eu am căutat, știi, uh -huh. cum să nu tragă în lese? cum că mi-ai uh -huh. zis, caut acolo, caut acolo uh -huh. știi, uh, te-am găsit majoritatea, majoritatea informațiilor, majoritatea, nu toate majoritatea informațiilor sunt publice, adică le-am publicat da. pe social media pentru că asta vreau, vreau să aibă românii un instrument corect de educare a câinilor și de educarea lor, că ai înțeles deja educarea uh -huh. e a omului, nu a câinilor, da? Majoritatea, pentru că nu e cinstit să fie tot. Oamenii care vin la evenimentele noastre plătesc un bilet tocmai ca să afle ce e dincolo de ce e în social media. Oamenii care fac programări pentru sesiuni private sau pentru video call, da? La fel. De aceea, mie mi se pare cinstit să avem separația asta. Uh -huh. Să spun, uite, Valentina, gratis pe toate canalele ai 50% din uh -huh. imagine. A, vrei să vezi și cealaltă 50%? Păi trebuie să plătești. Exact. O! Și când am început să fac chestia asta pe bani, bineînțeles, România au venit. A, dar de ce nu dai răspunsul? Și acum nu mai sunt. Dar n-ai spus soluția, ai spus numai. Păi da, pentru că Eu e, am venit să-mi dau diagnosticul ca să te fac să înțelegi. Uh -huh. Ori ca o despre diagnostic și te da, leacuri băbești. Ori vii și plătești și nu mă mustră conștiința exact. pentru că, de fapt, fiecare leu pe care noi îl e zic, meritat. cum facem, producem, nu știu cum să zic, din munca noastră, din coaching, consiliere, dresaj, evenimente, merge în întreținerea câinilor. Noi nu noi am mai fost într-un concert de 10 ani și nu o să fim vreodată. Adică, noi știm lucrul ăsta și atunci dacă vrei să-ți rezolvi problema rapid și la subiect și personalizat pentru situația ta, câinele tău, familia ta, trebuie să plătești pentru că zeci de mii de euro pe care noi am cheltuit să învățăm de la câini și în mâncare și în toate celelalte, noi am investit. Nopțile nedormite noi le-am investit. Așa că vrei acum rapid răspunsul? de ai văzut că am fost politician și am evitat. Când te sun? Răspunsul nediplomatic ar fi ai nevoie de ceva, da? Acum nu neapărat pentru tine. Ai nevoie de ceva acum și vrei repede să ți se rezolve problema? Intri pe site, pe avpeoradea.ro faci o rezervare. Dacă nu, asum exact riscul că poate peste două zile văd mesajul tău și trecut. Da, oricum mulțumesc mult, Petru. Noi Pânzere. o să avem de povestit altă dată, sunt convinsă. Mulțumesc încă o dată că ai venit. De-abia aștept să ne revedem și să ne reauzim și... În martie. În să februari, te băgi la Oprișan Și să vrea Dumnezeu cât mai mulți iubitori de animăluțe Care să vină, să învețe da. de la tine și Să nu mai avem câini în lanț exact. Să nu mai avem câini abandonați Să nu mai avem câini bătuți Da, mulțumesc mult pentru dată petre. Cu plăcere, oricând